Eu nu pot să mai rezist, m-am dus și copii, am dus și nevastă, a rămas singur. E durerea unui tată care abia mai poate ajunge la cimitir. Îl doboară 15 ani grei de doliu. Imaginea pietrei reci de marmură sub care stă îngropat fiul lui, Nicolae Ceapă, Nicu, cum îl alinta părintele lui până în ultima clipă. Spune că întâi ar fi luat cuotul de aici și pe urmă s-a dus la inimă bună. Eu am vorbit cu cetățeanul care l-a dus acolo, dar el nu mi-a spus nimic despre Nicu meu, vreodată. Învătoarea Revoluției, adevărul pare pierdut pentru totdeauna. Analele istoriei, imposibil de descâlcit, dar povestea lui Nicu poate fi recuperată. Din amintirile celor care l-au cunoscut, l-au iubit și, în consecință, au suferit. Mă bine? Da. E dureros și acum după atâția zeci de ani. Îi plăcea să învețe meserii, făcea un vecin sub tetracotă deja să luase după ăla, să facă și el. Era un copil, eu asta nu mi-am explicat, cum tragi într-un om care era pe stradă. Nicu a pierit pe o stradă lăturalnică din satul Zamfira, Prahova. Avea 15 ani. Era penultimul din cei 7 copii și nădejdea familiei. Mezinul lor murise. Tocmai el a plecat cu acel vecin. Îi se părea lui ăla că pune omul ăla ceva în fântâni. Terorist. Da. Nicu era la vârsta la care voia să fie erou. Revoluția îl chema în stradă. Așa că, în ciuda rugăminților mamei, băiatul a plecat în urmărirea unui individ suspect, pe care să-l predea la unitatea militară din apropiere. Gărzile l-ar fi confundat cu omul căutat și l-ar fi somat să oprească. Că omul era îndreptățit să poarte armă, era îndreptățit. Era din gărzile patriotice, cum a fost atunci. Dar de ce a tras? E doar una dintre multele întrebări fără răspuns, iar fără răspunsuri nu există împăcare. Era niște mărăcini așa pe o hoagă. Eu nu înțeleg de ce putea să spună că copilul a fost acolo, decât dacă l-a tărătit. Nimeni n-a putut să împace și surorile și taică-su. Dar mai ales mama. La pierderea copilului ei s-a prăbușit, tot mai adânc, până când, anul trecut... Dânsa s-a stins de durere, de supărare. De inimă. Păi dacă o avem? A venit aia de la Ploiești să-i spară nuci, să-i facă ea cu picul. Suceava, aceeași inscripție, aceleași lacrimi. Doi bătrâni își plâng copilul, pe Ioan, cel care, în mod firesc, trebuia să ducă numele familiei mai departe. Tatsu, de ce îl plânge? Că na, nu mai ia de mult tinitor. Tu singur, băiat, am avut așa, la s-o dus. A venit revoluția, cum spune. Acasă, Maria și Gheorghe Hușman habar nu aveau ce se întâmpla. Vedeau la televizor prăpădul din București și chiar se rugau ca băiatul lor să nu fie și el prin mulțime. Tânărul de 19 ani lucra de aproape un an în București, ca macaragiu pe un șantier. El avea gânduri, cred că planuri mari, vroia să rămâi acolo, nu vroia că noi am zis să fie acasă. Și tot spune, lasă că vin de sărbători acasă. Urma să se întoarcă de sărbători, de mână cu viitoarea lui mireasă. Voia să le-o prezinte părinților. Însă nu s-a putut ține de promisiune. În dimineața de Crăciun, în poarta casei, a bătut nu Ioan, ci un milițian. Moșul stătea aici pe pat la televizor, eu pe pat șalant. Și zice, nu vă supărați, și aveți băiet mort la revoluție. Un glonț rătăcit l-a nimerit în cap, în măcelul din fața sediului televiziunii române. Cum erau căsele cele naționalizate, partea aceea de televiziune, tot era un pușcat. Și de acolo trăgeau oameni în televiziune, că era televiziunea plină de... Ioan Doru Hușman este unul dintre cei 12 martiri suceveniei Revoluției din 89. În urma lui a lăsat doar câteva poze alb negru și doi bătrâni îndurerați, care le răsfoiesc cu mâini tremurătoare. Aici. Blanca era o fată foarte sprintene, foarte iute, era un adevărat lider. Raluca Sălăjan a murit la 16 ani, împușcat în abdomen, în ziua de 22 decembrie, pe o stradă din capitală. A murit în brațe la frate său, acel frate din momentul acela nebunit, deci au fost două victime dintr-o dată. Au fost patru. După moartea fiicei lor, părinții au căzut în depresie. După Raluca, au trecut la cele veșnice mama și în 2005, în septembrie, a trecut la cele veșnice Dorin Sălăjan, un poet deosebit. Tatăl era intelectual,
Mult timp după ce ecourile revoluției s-au stins, scenariul morții adolescentei a împărțit oamenii în două. Unii spun că Raluca a fost omorâtă pentru cuvintele părintelui ei. Alții, că un glunț a nimerit-o din greșeală, în drum spre brutăria de la colț. Dumnezeu să iertește odinească. Fie țărâna ușoară. Crucile ridicate în cimitire, în memoria tinerilor căzuți la revoluție, sunt multe. 25 de ani nu sunt îndeajuns pentru ca lacrimile să nu mai curgă.